Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la agenda ta de sănătate, vorbim despre coada calului, planta care face minuni, combate cu succes afecțiunile rinichilor și ține departe mătreața, printre altele. Coada calului este o plantă arhicunoscută, având multiple indicații în tratarea diverselor probleme de sănătate. Are efecte antimicrobiene, antiseptice, antiinflamatorii, conservă acuitatea vizuală și stimulează fluxul de sânge. Este excelentă în rezolvarea problemelor larinichi, dar și pentru tratarea problemelor digestive, hiperaciditate gastrică și ulcer. Coada calului este o plantă folosită în scopuri terapeutice din cele mai vechi timpuri. În Roma antică, de exemplu, această plantă era folosită atât pe post de medicament, cât și pe post de aliment. Așadar, coada calului este o plantă care s-a folosit ca remediu natural din timpurile antichității romane și grecești. În mod tradițional, remediile cu coada calului erau utilizate pentru a opri sângerarea și a vindeca rănile, dar și pentru a trata tuberculoza și problemele renale, precum pietrele la rinichi. Ruda apropiată a ferigii, coada calului crește în zone din Europa, Asia, Orientul Mijlociu și America de Nord. Consumată sub formă de ceai, macerat sau tinctură, această plantă medicinală este folosită și în zilele noastre ca remediu natural pentru tratarea multor probleme de sănătate și afecțiuni, începând de la reducerea umflăturilor, ori scăderea în greutate, până la bolile renale, artrită, tuberculoză și afecțiuni ale vezicii biliare. Coada calului este o plantă cu cea mai mare concentrație de siliciu, un mineral important pentru organism. Ingredientele active din coada calului au proprietăți antioxidante și antiinflamatorii, acestora datorându-se multe dintre beneficiile acestei plante. Una dintre cele mai vechi plante medicinale cunoscute este coada calului și a fost folosită îndeosebi ca remediu pentru problemele rinichilor și vezicii urinare, artrită, ulcere și tuberculoză, spuneam. Ca și părți utilizate, se folosește partea aeriană a plantei, adică tulpinile sterile, precum și întreaga plantă, cu excepția rădăcinilor. Planta se poate folosi verde sau uscată. Este indicat să fie culeasă vara, în lunile iulie-august, așadar mai aveți timp pentru recoltare. Apoi se îndepărtează părțile înnegrite de lângă pământ. Se pune la uscat, întinsă în straturi subțiri, fie în aer liber, la umbră sau în încăperi uscate și aerisite, poduri și așa mai departe. Este bună de folosit după ce planta uscată ajunge să aibă o culoare verde deschis, fără părți brunificate, fără tulpini fertile. Produsul final nu are miros, iar gustul este dulceag. Ca și modalitate optimă de păstrare, sunt indicați săculeți de hârtie sau de pânză, puși apoi în locuri uscate. Beneficiile plantei sunt multiple pentru sănătatea organismului uman, calități care se datorează unui număr mare de minerale și alți constituenți benefici, precum mangan, calciu, fier, flavonoizi, esteri ai acidului cafeic, saponine, taninuri, alcaloizi, fitosteroli, glicozide și siliciu. Fitoterapeuții spun că planta este considerată a avea cele mai puternice proprietăți diuretice. Coada calului este o plantă medicinală pe care o cunoaștem cu toții din copilărie. Majoritatea știm doar cum arată aceasta, fără să avem cunoștință însă de efectele sale benefice pe care le are asupra organismului. Sunt afecțiuni care pot fi tratate cu succes datorită acestei plante. De exemplu, coada calului este considerată planta cu cele mai puternice proprietăți diuretice, ceea ce înseamnă că ea are o mare capacitate de a elimina apa din corp, crescând urinarea cu până la 30% mai mult decât în mod normal.
De asemenea, dezinfectează căile urinare și aceasta datorită acidului salicilic și a echisetoninei pe care le conține. Coada calului este și inamicul mătreții. Cercetările specialiștilor au demonstrat că silicații din coada calului pot ajuta la stimularea creșterii și fortifierii firelor de păr și că totodată ei pot fi benefici împotriva căderii părului, a mătreții și a firelor despicate. Prin urmare, consumul de ceai de coada calului și masajul pielii capului cu tinctură de coada calului sau spălarea părului cu șampon amestecat cu extract de coada calului sunt suficiente pentru a obține un păr fără mătreață, rănit, puternic, lucios și revitalizat. Specialiștii sunt de părere că masajul cu un amestec din 3-4 picături de extract sau tinctură de coada calului, ulei extra virgin de cocos sau de măsline, poate ajuta la stimularea creșterii părului și la reducerea mătreței prin îmbunătățirea circulației la nivelul scalpului și fortificarea rădăcinii părului. De asemenea, după șamponare, părul poate fi clătit cu ceai de coada calului. Ca și indicații pentru folosire internă, coada calului, doar planta de câmp sau de pădure, se folosește pentru afecțiuni precum insuficiență cardiacă, angină pectorală, diaree, nefrite, tuberculoză, bronșite, anemie, gută, colecistită, reumatism și ulcer gastrointestinal. Planta se mai folosește în tratarea afecțiunilor vezicii și rinichilor cu nisip și calculi și este apreciată pentru puterea sa de coagulare a sângelui, fiind foarte indicată în sângerări, hemoptizii, hemoragii și așa mai departe. Coada calului mai deține proprietăți ipoacidifiante gastrice, expectorante, bronhodilatatoare, cicatrizante, epitelizante, antiinflamatoare, rezolutive, antiseptice, antimicrobiene, remineralizante osoase sau hemostatice, prin mărirea numărului de eritrocite. Este un remediu tradițional pentru calmarea durerilor articulare provocate de întorse și luxații, fiind una dintre cele mai bune surse de siliciu de la alte substanțe minerale ce intră în constituția colagenului. Coada calului este eficientă și împotriva diabetului de tip 2. Un studiu medical a demonstrat că pacienții diagnosticați cu diabet de tip 2, cărora li s-a administrat o singură doză orală de extract de coada calului, au avut ulterior o concentrație a glucozei din sânge semnificativ mai mică după doar 90-120 de minute. De aceea, administrarea odată pe zi a unei capsule cu extract de coada calului înainte de masă poate fi benefică pentru pacienții cu diabet de tip 2, dar tratamentul nu trebuie urmat mai mult de 2 luni. De asemenea, gargara cu ceai de coada calului poate folosi în cazul amigdalelor inflamate, a ulcerațiilor de la nivelul gurii sau a sângerării gingiilor. Pentru prepararea unei porții de apă de gură cu coada calului, se fierbe o linguriță de plantă uscată într-o ceașcă de apă timp de 10 minute cel mult sau se adaugă 3-4 picături de extract într-o ceașcă de apă caldă. Gargara se face de 3-4 ori pe zi până la ameliorarea inflamației. Specialiștii spun că ceaiul de coada calului este cunoscut a fi benefic și pentru tusea uscată, bronșită, congestie nazală și febră asociată cu răceala și gripa. Inhalarea vaporilor ceaiului de coada calului poate ajuta la ameliorarea congestiei nazale. Pentru tuse și afecțiunile respiratorii este indicat să beți 2-3 căni de ceai zilnic. Dacă simptomele durează timp de mai mult de 5 zile, atunci este musai să consultați medicul de familie sau un medic specialist. Coada calului contribuie și la combaterea afecțiunilor de la nivelul tractului urinar. Infecțiile urinare, dar și alte probleme ale aparatului urinar pot fi tratate cu ajutorul infuziei de coada calului. Inflamația este combătută de ingredientele active din această plantă, iar bacteriile sunt eliminate mai ușor.
Având și proprietăți diuretice, acest ceai stimulează urinarea și detoxifierea aparatului urinar. Întrebați medicul dacă, pe lângă tratamentul indicat, puteți bea și ceai de coada calului. Totodată, persoanele care suferă de pietre la rinichi pot consuma ceai de coada calului în paralel cu tratamentul recomandat de medic pentru accelerarea procesului de eliminare a acestora. Ajută la menținerea oaselor sănătoase și puternice. Coada calului conține, cum spuneam, cantități mari de siliciu, care este un mineral necesar pentru oase sănătoase. Unele studii științifice au arătat că extractul de coada calului poate menține densitatea osoasă, prevenind osteoporoza sau încetinind evoluția acesteia. Poate elimina sarea în exces din organism. Remediile cu coada calului pot fi utilizate pentru a elimina fluidele și sarea în exces din organism, datorită proprietăților diuretice de care aminteam. În caz de afecțiuni renale ori de edem, această plantă poate fi folosită pentru proprietățile sale diuretice. Totodată și balonarea specifică menstruației poate fi combătută cu ajutorul ceaiului de coada calului. Spuneam mai devreme că această plantă combate mătreața, dar ajută și la creșterea părului. Coada calului conține siliciu, care contribuie la creșterea părului, precum și la repararea firelor de păr degradate. Această plantă este benefică pentru păr și atunci când este consumată sub formă de ceai, dar și când este aplicată direct pe păr sub formă de mască ori pentru clătirea părului după șamponare. Și dacă tot face bine părului, bineînțeles că fortifică și unghiile. Tot datorită conținutului mare de siliciu, coada calului poate fi folosită pentru fortificarea unghiilor. Puteți bea ceai de coada calului câteva săptămâni, însă puteți folosi și tinctură de coada calului aplicată direct pe unghi. Dacă aveți o gleznă inflamată sau orice altă zonă din corp umflată, puteți aplica comprese cu ceai din coada calului care vor accelera procesul de combatere a inflamației. Haideți în continuare să vedem cum putem prepara ceaiul de coada calului. Fierbeți 2 lingurițe de coada calului într-o cană de apă, cam 300 de mililitri. Lăsați să fiarbă timp de 5 minute, apoi mai lăsați încă 10 minute la infuzat. Strecurați ceaiul și îl beți, dar nu mai mult de 3 căni pe zi, cu jumătate de oră înainte de masă. Ceaiul se poate folosi nu doar intern, ci și extern, în băi de șezut, pentru reducerea hemoroizilor, în băi locale, pentru reducerea transpirației, dar și pentru sănătatea și frumusețea părului. În afară de ceai, mai puteți face din coada calului un macerat la rece. Într-o cană sau alt vas, peste o lingură de plantă puneți apă la temperatura camerei și lăsați timp de 8 ore să se macereze. Apoi strecurați lichidul și îl beți pe stomacul gol, cu o jumătate de oră înainte de mesele principale ale zilei. O altă metodă de a utiliza intern planta de coada calului este sub formă de pulbere. Se râșnește bine planta uscată și se ia câte o linguriță rasă de 3 ori pe zi. Se ține sub limbă 10 minute, apoi se înghite cu un pahar cu apă. Extern, pentru a trata durerile articulare, de exemplu, se pot face cataplasme cu coada calului. Amestecați 2 linguri de pulbere de coada calului cu apă caldă pentru a obține o pastă mai mare. Aplicați pasta pe articulația dureroasă, acoperind cu un pansament ocluziv. Găsiți la farmacie și mențineți pentru 4-5 ore. Există și câteva contraindicații și precauții atunci când folosiți coada calului. Administrarea plantei pe perioade mai lungi de 2 săptămâni nu este recomandată copiilor din cauza conținutului ridicat de siliciu. De asemenea, trebuie știut că administrarea plantei inhibă absorpția vitaminei B1, motiv pentru care ea nu trebuie administrată concomitent cu suplimentele care conțin această vitamină. Dacă totuși se urmează un remediu pe bază de coada calului în mod regulat, atunci trebuie luat zilnic și multivitamine, sau cel puțin un supliment pe bază de complex B.
Consumarea plantei poate duce la eliminarea excesivă a potasiului din organism, fapt pentru care persoanelor cu deficit de potasiu li se recomandă să nu folosească coada calului. Totodată, femeile însărcinate sau care alăptează nu trebuie nici ele să folosească planta. Specialiștii avertizează că, pentru siguranță, orice tratament cu plante trebuie administrate cu precauție și sub îndrumarea unui specialist. Și persoanele care fac exces de alcool pot avea probleme dacă își administrează remedii cu coada calului, deoarece acestea au adesea de a face cu deficitul de vitamina B, iar coada calului, cum spuneam, poate contribui la deficit. Este indicat ca orice remediu, fie și natural, să nu fie luat după ureche, deoarece sunt cazuri în care poate face mai mult rău decât bine. Și dacă sunteți persoane sănătoase în general, dar mai ales dacă suferiți de anumite boli cronice și vă aflați în tratamente medicamentoase, e important să cereți sfatul medicului înainte de a lua remedii naturale, deoarece pot interfera negativ cu medicamentele. Și nu uitați că un diagnostic corect poate fi pus doar de către un medic specialist, în urma unui consult și a investigațiilor adecvate. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până data viitoare, când vă aștept cu mare drag, vă doresc numai bine și multă sănătate. Pe curând!